O nouă piesă slătineană de teatru va avea premiera vineri la ora 19 la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Cuibul Codoranțelor, primul spectacol al Asociației Curcubeul Comediei, va aduce în fața publicului o comedie spumoasă, inspirată din viața cotidiană, care vorbește despre defecte umane precum răutatea sau lenea. Pregătirile au început încă de acum 6 luni, iar ultimele repetiții au loc în acest moment, pentru ca piesa să fie un adevărat succes. Să te iubesc, nici nu știi. Stăpâne, bă, te caută un fraier, bă. Bă, stăpâne, fraier insistă, bă, răspund. Să trăiască șef. Oh, ce faci, mă, amărâtule? Te distrezi, a? Ce să... Echipa de regizori, scenariști și actori a lucrat ori în șir la această piesă, pentru ca forma finală să fie una actuală cu prindere la public. Este un personaj complex pe atât de leneș și pe atât de capabil de a rezolva orice problemă în orice mod posibil. Din ce v-ați inspirat? Din oameni normali care au parte de mici situații în familie, puse toate la un loc. Din oameni care vor liniște, oameni care doresc să petreacă poate uneori un moment singur, dar nu au timp. Folosim în această piesă ideea de răutate excesivă a oamenilor, lucru ce întâlnim în fiecare zi, în viața de zi cu zi. Răutatea oamenilor, răutatea celor din jur, defecte specifice nouă tuturor. Astfel de piese de teatru se vor desfășura în continuare pe toată perioada verii.